Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Fețe Fețe aici la ȘTV. În momentul în care pregăteam emisiunea de astăzi, nu mă gândeam că cele mai importante evenimente ale zilei vor veni astăzi din sfera politică și cea a Direcției Naționale Anticorupție. Așadar, primarul Dorin Florea și-a anunțat oficial candidatura pentru un nou mandat. În paralel cu acest lucru, procurorii DNA au anunțat că au început urmărirea penală împotriva edilului de la Târgu Mureș, dar într-un alt comunicat vorbesc și despre începerea urmăririi penale împotriva fostului prefect, actualmente președinte al Consiliului Județean Mureș, Ciprian Dobre. Așadar, lovitură la vârful PNL Mureș, ambii copreședinți sunt urmăriți penal, iar anunțurile vin exact în momentul în care unul din cei doi copreședinți anunță că va candida independent la fotoliul de primar cu susținerea PNL Mureș. Despre acest subiect vom vorbi desigur, dar pentru astăzi pregătisem și vom detalia de fapt luptele interne din UDMR Mureș, lupte care au efect în comunitatea maghiară și nu întâmplător vorbim despre acest subiect, pentru că ceea ce se întâmplă, cum hotără să voteze concetățenii noștri de etnie maghiară, cred că ne interesează pe toți, la fel cum și pe ei interesează cum votați dumneavoastră, pentru că trăim împreună și fiecare pas făcut de unul este urmărit, să nu spun vânat, de celălalt, pentru că doar așa putem merge împreună și cu încredere în același timp. Pentru aceste subiecte, invitatul meu de astăzi este distrugătorul comunității maghiare, președintele UDMR Mureș, domnul Broșoi Jombor. Bine ați venit! Bună seara! Domnule Broșoi, înainte de a comenta principalele știri, să stabilim și să clarificăm de ce distrugătorul comunității. Vi se cere demisia. Vi se cere demisia din UDMR, vi se cere demisia din PPMT. Ați destabilizat și distrus PPMT-ul, ați dus în impas și chiar ați distrus UDMR Târgu Mureș. Da, deci sunt discuții în cadrul UDMR-ului în legătură cu alcătuirea listelor, însă chiar mă miră opinia asta că aș fi distrugător în UDMR sau chiar, chiar în PPMT, fiindcă acum un an eu am fost liderul acela care am inițiat unirea forțelor politice maghiare din Târgu Mureș. Colegii dumneavoastră spun că da, sunteți în culpă, că ați distrus, fiecare, că trebuie să vă asumați și că trebuie să demisionați. Fiecare are dreptul la o opinie, ei cred așa că eu sunt un distrugător, chiar dacă n-au afirmat acest lucru. Eu am citit de declarația dânșilor și am înțeles că deocamdată, fără argumente, vor să-mi dau demisia, dar și doar atât am înțeles din această declarație, că ei mă consideră incompetent ca lider politic, dar fără argumente, așa că până ce nu aud argumentele, n-am ce comenta. Fiecare are dreptul la opinia lui. Îmi pare foarte rău că discuția care s-a transformat într-un conflict, într-un anumit conflict, a apărut și în presă. Deci nu mai e doar o discuție în interiorul UDMR. Asta vreau să clarific, sigur, pentru că s-a transformat într-un comunicat și a devenit publică. Sigur, din acel moment, cum a fost, după ce a fost difuzată această declarație, a devenit una publică. Dar, sunt mai multe, repet, fără argumente, n-am ce comenta. Sunt mai multe declarații, o să vreau să le punctăm și să vorbim despre fiecare în parte, însă înainte vreau să-mi spuneți și punctul dumneavoastră de vedere. UDMR este una din formațiunile importante din județul Mureș și din Târgu Mureș. S-a dovedit de-a lungul timpului acest lucru. Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat astăzi? Își anunță candidatura primarul în exercițiu și în paralel vin aceste comunicate prin care liderii PNL Mureș sunt anunțați ca fiind urmăriți penal.
Deci, îmi pare, sincer, îmi pare foarte rău că trebuie să ne obișnuim cu evenimente de genul acesta, că în fiecare zi apare un comunicat în care citim că s-a dat în urmărire penală una sau altul din sfera politică. Deci, eu, sincer, îmi pare rău că iarăși a apărut un comunicat de acest gen și chiar în Târgu Mureș. Însă ceea ce privește protagoniștii acestui demers, eu cred că prezumția nevinovăției nu se contestă în momentul de față, deci nu am ce să comentez. A început procesul penal și să vedem. Interesantă poziția, pentru că în momentul de față ar trebui să punctați. Nu. Nu, eu chiar... Unii asta așteptau, că eu... gata, e un avantaj pentru candidatul dumneavoastră. Uitați, eu, sincer, până când nu se dovedește că cineva are o... oricine ar fi este învinuit cu ceva, până ce nu se dovedește fapta, eu n-am ce să comentez. Deci prezumția nevinovăției pentru mine este una sfântă. Trecând din sfera penală în sfera politică, colegii dumneavoastră Voș Levente și Peti Ondraș v-au dovedit incompetența, pentru că au anulat cei din CRT, nu direct președintele UDMR Mureș. Ați anulat listele de candidați, două liste de candidați propuse și aprobate de UDMR Târgu Mureș. Nu, deci colegii n-au dovedit incompetența mea. Ei așa susțin, pentru că de aceea cer demisia. Nici nu susțin. Ei îmi cer demisia, dar fără argumente, vă repet. Dar să vă povestesc puțin că ce s-a întâmplat, care este subiectul discuției sau conflictului. Deci, Comitetul de Conducere al Organizației Târgu Mureșene, al UDMR, a alcătuit o listă de candidați. De fapt, această listă este rezultatul unui proces de prealegeri în interiorul Organizației Târgu Mureșene. După ce, conform statutului UDMR și a regulamentului în vigoare, Consiliul Permanent Teritorial UDMR, care este un for superior celui menționat anterior, a decis că ordinea pe această listă trebuie schimbată. Și, de fapt, era un simplu proces de schimbare a ordinei. Le-ați trimis lista înapoi să schimbe ei? Nu, că are dreptul. Deci, Consiliul Permanent Teritorial, care este alcătuit din 16 președinți de anumite consilii, și deputați și senatori și așa mai departe, deci nu este un comitet cu trei persoane, ci este una de 16 persoane, a decis aproape în unanimitate cu un vot împotrivă și cu două voturi, adică cu 14 voturi pentru, a decis că ordinea pe listă trebuie schimbată. Și, sigur, Consiliul are și anumite argumente că de ce trebuie schimbată ordinea pe listă. După această decizie, Comitetul de Conducere Târgu Mureș a contestat decizia Consiliului Permanent, a avut loc o discuție și iarăși s-a reordonat, deci s-a schimbat ordinea pe listă. Atât. Și în acest moment am încheiat subiectul. Deci avem lista făcută, asta nu se mai schimbă și este o listă concepută împreună de Comitetul de Conducere Târgu Mureș și Consiliul Permanent Teritorial. Deci eu cred că după anumite discuții, care este normal. În cadrul, interiorul UDMR-ului este normal. Este un proces de muncă.
când facem listele, când desemnăm candidații, așa ne mai trebuie. Sigur că se ivesc și discuții, chiar și conflicte câteodată, dar asta este normal, până ce ținem înăuntru, în organizație. Și, de fapt, eu contest colegii doar pentru asta, că au lăsat ca aceste informații să apară și în presă înainte să închidem procesul. Domnule de discuții. Brasei, pe mine m-a surprins altceva, că doi dușmani aprici din trecut s-au aliat acum cerându-vă demisia. Vorbesc de Pete Ondraș și Vojin Levente. Au fost doi contracandidați puternici, două persoane care s-au bătut pentru a prelua organizația UDMR Târgu Mureș, două persoane care s-au contestat reciproc ani la rând și acum țapul ispășitor pentru un eventual eșec este deja văzut în persoana dumneavoastră. Haideți să fim, e întâmplător? Să fim serioși. Deci în politică se poate întâmpla orice. Eu cred că este și normal că dacă pentru o cauză doi dușmani se împac și caută al treilea, se întâmplă. Dacă pentru o cauză bună, eu așa, ca o idee, pot să accept. Deci eu nu mă mir că băieții s-au împăcat. Și chiar eu cred că e foarte bine că s-au împăcat. Că și în UDMR avem nevoie de liniște, de pace și de așa mai departe, că altfel e mai greu să avansăm. Deci în cazul acesta eu nu văd nicio problemă. Că ei m-au atacat, repet, asta e opinia lor. Și fiecare este liber să aibă opinia lui, chiar să-mi ceară demisia în fața publicului. Nu e nicio problemă. Că și eu trebuie, sigur, că și eu trebuie să asum responsabilitatea față de opinia publică. Deci dacă ei au argumente care stau pe picioare, atunci discutăm. Până atunci eu aștept. Eu aștept, dar eu sunt convins că acum avem și alte probleme și mai serioase și mai importante. Nu este prima oară când vi se cere demisia, de când ați preluat conducerea UDMR Mureș și de când ați dispus, practic, reorganizarea UDMR Târgu Mureș. E cel puțin în momentul a doua nu eram, în momentul acela încă nu eram președintele organizației județene, eram un simplu membru al conducerii președinței executive, da, a fost sarcina mea să reorganizez, dar împreună... Și odată ajuns împreună, vi s-a cerut demisia. Împreună cu Peti Ondraș, cu Kelemen Marton, cu Cip Andreea și cu Benedek István. Cu doctorul Benedek István. Deci noi cinci am primit această sarcină de la CRT să reorganizăm organizația. Benedek István nu s-a mai implicat din informațiile mele. Kelemen Marton a părăsit barca, bine, inclusiv funcția din Consiliul Județean. Astea nu se leagă. În momentul acela toți am asumat această responsabilitate că trebuie să ducem la un bun final această reorganizare. În condițiile în care cei care conduc acum UDMR Târgu Mureș spun că deci, l-ați băgat în gard. Din momentul 2013 februarie, responsabilitatea este a lui Peti Ondraș, care a devenit președinte al organizației Târgu Mureșene. În urma unui vot contestat exact de Vojin Levente. Exact de Vojin Levente. Deci asta e povestea lor. Responsabilitatea mea a fost ca să ajut cumva ca povestea asta să aibă un final bun. Și uite că am ajuns în septembrie, cu ajutorul meu, am ajuns la un final bun, că s-au împăcat cei doi și de atunci s-a reorganizat circumscripțiile organizației Târgu Mureșene și a început un proces de lucru, o pregătire pentru alegeri și așa mai departe. Deci eu ceea ce am avut în responsabilitate am făcut-o. Am reușit.
Până la urmă, ultima dispută dintre ei și dumneavoastră are la bază ordinea pe listă. Da, dar... Care sunt care sunt persoanele care au provocat disputa și de ce... Ce nu a fost respectat de cei de la municipiu din perspectiva dumneavoastră? Deci, în constituirea acestei liste. Dar să clarificăm un lucru. Nu eu sunt personal responsabil pentru decizia Consiliului Permanent. Și atunci, de ce nu au cerut demisia Consiliului Permanent? Asta să întrebați pe ei. De ce nu vorbim despre o incompetență a Consiliului Permanent? Eu reprezint Consiliul Permanent Teritorial Organizației Județene UDMR Mureș, asta e clar, și nici nu vreau să fug de la responsabilitate, dar este o decizie a Consiliului. V-am spus cu un vot împotrivă. Un vot împotrivă are 16 membri. Acest Consiliu are 16 membri. E o decizie colectivă. Da. Revin la listă. Care sunt persoanele care au fost, care au produs nemulțumirea, care au fost pe un loc poziționat incorrect din punctul dumneavoastră de vedere? Deci a Consiliului, din punctul de vedere al Consiliului. Din punct de vedere al Consiliului, da. Care nu erau acolo unde trebuie. Fie erau mai jos pe listă, fie erau mai sus. Deci... După ce a fost analizată lista propusă de UDMR Târgu Mureș, am ajuns la concluzia că câțiva dintre candidați ar trebui să schimbăm, adică ordinea candidaților să schimbăm. Câteva principii ar trebui să, cum să vă zic, să aducem câteva principii în organizarea listei. Păi astea nu erau stabilite înainte în statutul UDMR? Nu, că nu este stabilit. Însă noi am considerat că o listă a municipiului Târgu Mureș oricum ar fi mai reprezentativă dacă anumite asociații, cum ar fi, de exemplu, Asociația Femeilor sau Asociația Tinerilor sau consilierii mai vechi care au fost acceptați de Consiliul de Conducere a Târgu Mureșului, care iar au candidat cu acceptul acestui Consiliu, noi am considerat că ar fi bine să fie pe primele locuri pe listă. Că au deja experiența, sunt pregătiți profesional și așa mai departe. Deci, noi am considerat că lista ar fi mai reprezentativă în fața societății Târgu Mureșene dacă reorganizăm puțin ordinea pe listă. Atâta tot. Și am propus pe locul 2 sau 3, nici nu mai aduc aminte, pe domnul Portic, am propus pe baza propunerii PCM-ului. Că PCM-ul a venit cu ideea... Deci Portic de la PPMT, demisionar, da, a fost propus de PCM. Da, a venit PCM-ul, a venit liderul PCM-ului și ne-a oferit o propunere ca în loc de un membru de PCM să-i acordăm un loc pentru Portic, care a participat anul trecut la prealegeri, oricum are o notoritate în Târgu Mureș și așa mai departe. Și el v-a refuzat. Da. Dacă nu v-ar fi refuzat, conflictul era mai mare? Deci, și cu refuzul al lui Portic, sigur, asta trebuie să explice el, dar nu mă mir că după ce noi am adus o decizie că propunem pentru Portic să accepte acest loc pe listă, noi nici nu am așteptat până el ia o decizie sau se gândește la posibilitățile, ci am difuzat în presă sau cumva s-a strecurat în presă informația. Deci Portic deja era într-o... Domnule Broșu, e pe principiul acesta că Portic a participat și a susținut alegerile înainte să ajungem la un alt coleg al domniei sale care vă acuză tot de distrugere, de aceea v-am supranumit distrugătorul. De ce nu i-ați propus să fie al treilea pe listă și lui Borobaș Micloș, că și el a participat la prealegeri? Deci, cum am mai spus, PCM-ul are o colaborare
cu UDMR-ul, asta se știe, la nivel de țară, da? Deci pornim de aici. PCM-ul a venit și în județul Mureș și în Târgu Mureș și în județ în mai multe localități și ne-a cerut ca această colaborare să fie confirmată și în Târgu Mureș și în județul Mureș. Da, dar vedeți, îmi aduceți aminte de declarația unui fost coleg de alianță cu dumneavoastră, la data respectivă, Hoidu Mar Cristian, Herman Mar Cristian acum, care spunea că va băga mortul în casă cu Voș Levente. Acum vine PCM-ul, vi-l propune pe Portic pentru poziția a doua și provoacă scandalul în UDMR. Deci nu Portic și nu PCM-ul a provocat scandal în UDMR. PCM-ul ar fi trebuit să vină cu omul de la ei, din partid. Dar PCM-ul a considerat că este mai util, mai bine pentru cauză dacă oferă locul lui eligibil, hai să zicem așa, pentru Portic. Este mai bun pentru cauză. El a considerat așa. Deci trebuie întrebat pe CMU, pe ce considerente a propus această propunere. Eu cred că a fost una corectă. Și revenind la Borobaș Micloș, deci, nu considerați că era important să primească un loc pe lista UDMR, dat fiind faptul că a girat prealegerile? Uitați, probabil că și Borobaș Micloș are locul lui și trebuie să aibă locul lui în viața politică în Târgu Mureș din momentul ce a intrat în prealegeri anul trecut. Va candida probabil de la PPMT? Nu știu că de unde va candida. Eu ceea ce am văzut că după prealegeri, din anul trecut, din octombrie, Borobaș Micloș s-a retras și toți am considerat că Borobaș Micloș, chiar și după declarația dânsului, nu mai vrea să participe în acest proces de alegere locală. Deci atât. Dar după opinia mea, sigur, și el ar putea să aibă un loc eligibil pe lista Târgu Mureșeană. Dar eu cred că problema asta, subiectul acesta este deja închis, am finalizat, lista este gata pentru a depune. Fără Portic Vilmoș pe listă. Fără Portic Vilmoș pe listă. În contextul acesta, un fost președinte al PCM Târgu Mureș, sau vicepreședinte, nu mai îmi aduc bine aminte ce funcție ocupa, dar vicepreședinte al PPMT Mureș, Laszlo Gheorghi, declara zilele trecute că Broșoi Jombor și-a atins obiectivul, a destabilizat PPMT-ul, i-ați scos pe Ioco Bijvan și pe Portic Vilmoș din conducerea organizației județene și municipale a PPMT, i-ați lăsat în preajma alegerilor fără conducere statutară și nici vorbă să doriți să acordați, de fapt, loc pe listă lui Portic Vilmoș. Și a fost doar un joc pentru a destabiliza un partid de care vă era teamă. Chiar ați avut o asemenea strategie? E foarte interesantă că ce trece în capul lui domnului Laszlo Gheorghi. Cum v-am mai spus, fiecare are drept la opinia lui, așa că eu nu am ce comenta față de această, nu știu, nici nu știu cum să definesc ceea ce domnul Laszlo aici a vizionat că s-ar putea să se întâmple. Nu, eu nu am nicio tangență la PPMT sau la PCM, n-am nici unelte de a distruge una sau alta dintre aceste partide. Eu mi-am făcut treaba, îmi asum responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat anul trecut sau în acest ultim an în Târgu Mureș. Acum un an eu am anunțat că aș prefera ca partidele politice maghiare să unească puterile, să ne gândim la un singur candidat. Asta s-a realizat anul trecând, când a fost desemnat de ungurii din Târgu Mureș, domnul Soș Zoltán, care este acum candidat independent. Deci,
ca în statura de candidat independent s-a realizat și unificarea, hai să zicem, a forțelor politice din maghiare din Târgu Mureș, am propus ca să ne gândim și la o schemă unde am putea intra în competiție cu o singură listă. Nu s-a reușit, deci nu cred că este vina mea, nici cum nu mă consider distrugător. De fapt, eu cred că am încercat să clădesc ceva mai sigur pentru o schemă mai sigură, schemă politică mai sigură pentru cetățenii din Târgu Mureș. Și totuși sunt câteva persoane care nu vă vor la cârma UDMR Mureș. Poate da, chiar din conducerea centrală a Uniunii. S-ar putea, deci orice s-ar putea să fie, fiecare are dreptul lui la opinia. Tot în aceste zile, când a izbucnit conflictul cu Voș și Peti, a revenit în piață ideea că de fapt UDMR ar putea, mai sunt 6 zile până se depun candidaturile, până se închide termenul de depunere a candidaturilor, și UDMR ar putea, pe fondul în care Dorin Florea și-a anunțat candidatura, să vină cu un candidat propriu, vorbindu-se din nou de Peti Ondraș. Nici cum. Rămâneți definitiv pe poziție un singur candidat. Sigur, susținem pe candidatul independent Șo Zoltan, că considerăm că Șo Zoltan, ca candidat independent, el este singurul care are posibilitatea de a aduce schimbare în Târgu Mureș. Și să fim sinceri, acum nu vorbim despre interesele maghiarilor sau românilor, noi vorbim despre interesul Târgu Mureș. Se simte în aer că Târgu Mureșul are nevoie de schimbare și eu cred că acum singurul care are posibilitatea să aducă o schimbare este Șo Zoltan. Dar a furat startul. E acuzat de colegi din scena politică ai domniei sale că a furat startul de ieri, de când a început să afișeze BNR electorale. Conform legilor în vigoare, are dreptul să facă acest lucru. Dar moral este? Pentru că trebuie să stabilim din ambele perspective. Deci, din momentul când începe campania oficială, fiecare are același drept sau are aceeași posibilitate să facă campanie și din momentul acela vorbim despre drepturi egale sau s-ar putea să punem probleme de morală și nu știu ce. Eu cred că până la campanie nu contează moralitatea. Deci eu nu prea simt că care e problema, că el a pus afișele în care a introdus un mesaj sau vrea să introducă un mesaj în societatea Târgu Mureș. Nu prea înțeleg care e problema. Bun. Morală. Plecăm de la Târgu Mureș. Că probleme sunt, dar morale nu prea văd. Și la ultima noastră întâlnire aici în platoul Știi TV mi-ați rămas dator cu niște precizări. Pe cine susțineți pentru președinția Consiliului Județean? Da, deci a fost desemnat de Consiliul Permanent Teritorial, a fost desemnat pentru funcția de președinte Consiliului Județean domnul Peter Ferenc, actual primar în orașul Sovata. Deci el va fi al doilea pe listă. Trebuie să vă spun că a fost finalizat și lista candidaților. De regulă sunt eu, fiindcă statutul UDMR-ului... Obligă președintele Nu obligă, dar dă această posibilitate ca eu să fiu primul pe listă. Al doilea va fi domnul Peter Ferenc ca candidat pentru președinția Consiliului Județean și așa mai departe. Am încercat și cred că am și reușit să organizăm în așa fel lista ca și candidații, ca fiecare teritoriu, fiecare microregiune să fie reprezentată în Consiliul Județean. Și Peter Ferenc renunță la fotolul de primar al Sovatei? În caz dacă va fi ales, dacă reușim să fie ales președintea Consiliului Județean, da, o să renunțe. Deci simplu consilier județean nu va rămâne. Sigur că nu.
Nu credeți că un asemenea demers este în măsură să irite electoratul dumneavoastră, la fel cum a iritat acțiunea din urmă cu câțiva ani a lui Gheorghe Frundo? E total diferit. Sunt două cazuri total diferite. Eu cred că electoratul nostru, județul Mureș, este foarte conștient că ce se întâmplă, care sunt ambițiile, care sunt scopurile noastre și înțelege. Și dacă domnul Peter Frans, nu reușim cu domnul Peter Frans să obținem funcția de președinte Consiliului Județean, atunci sigur se retrage la Sovata și va fi primarul orașului Sovata, un primar cel mai bun. Hai să recunoaștem că unul dintre cei mai buni din județul Mureș se vede și în realizările din orașul Sovata. Și ultima întrebare, pentru că încă nu este campanie electorală, care e scorul pe Târgu Mureș care v-ar putea determina să demisionați? Cel mai mic număr de consilieri care ar fi? Știți, eu nu mă gândesc la demisie, nu mă gândesc că am putea să pierdem la alegeri. Eu sunt convins că chiar dacă avem conflicte sau discuții interioare, câteodată și mai agresive, totuși noi intrăm în campania electorală, hai să zicem, foarte calm, avem program, știm ce vrem să facem și chiar vrem să câștigăm alegerile și la nivel de Târgu Mureș și la nivel de Consiliul Județean. Mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru răspunsurile dumneavoastră, care consider că sunt sincere, cu atât mai mult cu cât nu au ocolit întrebările și temele pe care vi le-am supus dezbaterii de astăzi. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult. Stimați spectatori, luăm o scurtă pauză electorală. Subiectul vom continua după câteva minute. Primăria municipiului Târgu Mureș anunță contribuabilii că potrivit noului cod fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2016, impozitul respectiv taxa pe clădiri pentru persoane fizice și juridice este calculată în funcție de destinația clădirii, rezidențială sau nerezidențială. Impozitul pe clădire, teren și mijloace de transport poate fi plătit anual în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie. Pentru plata cu anticipație până la data de 31 martie a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport, datorat pentru întregul an, se acordă bonificație de 10% în cazul persoanelor fizice și juridice. În vederea stabilirii obligațiilor fiscale pentru anul 2016, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații. Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă, au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016. Persoanele juridice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri, au obligația să depună declarații până la data de 31 martie 2016, din care să rezulte valoarea de impozitare și destinația acestora. Modelul declarațiilor de impunere se găsește la ghișele serviciilor de taxe și impozite, dar și pe site-ul Primăriei Municipiului Târgu Mureș, la secțiunea Servicii Online, Acte necesare și formulare tipizate. Pentru informații suplimentare privind impozitele și taxele, vă rugăm să vă adresați inspectorilor serviciilor de taxe și impozite din Primăria Municipiului Târgu Mureș, personal sau la telefon 0265 268 330, interior 173 sau 220 pentru persoane fizice și telefon 0265 268 330, interior 132 sau 167 în cazul persoanelor juridice. Complexul turistic Darina este locația perfectă pentru vacanțe, călătorii de afaceri sau pentru un popas de o zi-două. Alcătuit din 3 hoteluri cu restaurante, terasă pe lac, pizzerie în grill, lac de pescuit, spații de joacă pentru copii, piscină exterioară pentru adulți și copii, terenuri sintetice de fotbal, tenis de câmp, tenis cu piciorul și sală de fitness, complexul Darina Ungheni vă așteaptă să vă bucurați de găzduire confortabilă și relaxare.
situată la poalele Carpaților Orientali. În bazinul hidrografic al Mureșului Superior, comuna Deda este locul în care puteți face un popas pentru a vă bucura de peisajul pitoresc al districtului Căliman Mureș. Fie că doriți să campați sau pur și simplu să porniți la drumeție, aici găsiți locuri de neuitat. Printre acestea se numără și Cascada Pișoi sau versantul Scaunul Domnului, situate pe Valea Mureșului Superior. Tradiția și portul popular sunt conservate și promovate prin Muzeul Satului și spectacolele de dansuri tradiționale românești oferite de ansamblurile locale. Comuna Deda, primăria vă urează bun venit! Școala de șoferi Doru Autoactiv vă pune la dispoziție mașini și profesori care să vă ajute să obțineți permisul de conducere de categorie A, B, C, D și E. Misiunea noastră este de a vă oferi servicii de înaltă calitate, astfel încât dumneavoastră să fiți pregătiți atât teoretic cât și practic în vederea obținerii permisului auto. Am revenit în direct, stimați telespectatori, și continuăm dezbaterea pe principalele subiecte ale zilei, dar mai ales pe luptele intestine din UDMR, cu 6 zile înaintea termenului limită de depunere a listelor de candidați pentru alegerile locale din această vară, cu jurnalistul Sucher Ervin. Bine ai venit, Ervin! Bine v-am găsit, bună ziua! Subiecte interesante, principalele teme ale zilei le dă DNA-ul pe de-o parte și Dorin Florea, care și-a anunțat candidatura, independent, va fi războiul independenților, independentul Șoș Zoltan versus independentul Dorin Florea, dar DNA vine astăzi și anunță începerea urmăririi penale împotriva primarului în exercițiu, împotriva președintelui Consiliului Județean. Cum vezi lucrurile astea? Deci, în primul rând, să clarificăm, așa zis, și independenți și nu independenți. În al doilea rând, nu știu dacă DNA-ul va reuși să schimbe ceva în această ecuație, deoarece e doar începutul unui proces mai lung. DNA-ul deocamdată este în stadiul de a face niște cercetări în legătură cu Dorin Florea. Poate să crească cota candidatului în condițiile în care apare comunicatul exact în ziua și ora când acest candidat își anunță intenția clară de a intra în cursa pentru un mandat. Nu știu dacă crește cota candidatului, s-ar putea să descrească cândva. În schimb... Dar în ultimii ani, Ervin, scuză-mă că te întrerup, în ultimii ani am văzut, au fost votați candidați aflați în arest preventiv, au fost votați candidați aflați chiar sub condamnare în penitenciar în județul Cluj, dacă nu greșesc. La Turda sau la Câmpia Turzii. Turda a fost. Și de regulă lumea votează cu cel care este prins în corzi. Da, din păcate e o țară unde cine nu e șmecher, nu fură destul sau e prea cinstit, nu e văzut bine. Nu vreau să fac referire nici la Dobre, nici la Florea. N-am zis că vreunul dintre ei este necinstit sau a furat. În schimb, e țara în care șmecherașii sunt văzuți foarte bine. Cine în ziua de astăzi nu e șmecher sau nu e descurcăreț, e un... ne-i ca nimeni. Și atunci un demers al DNA care anunță, coincidență sau nu, exact în aceeași zi și aceeași oră, începerea urmăririi penale, poate să fie de bine sau de rău pentru candidat? Păi, nu știu, că tu încerci să mă convingi că e de bine, eu sunt puțin mai naiv și cred că e de rău.
e de rău. Cel puțin, mie nu mi-ar plăcea să fiu în locul lor. Absolut, așa, și să se spună tocmai de aici vine că ce șmecherie am făcut. Tocmai de aici vine susținerea publicului, care spune ca și tine. Nu mi-ar face plăcere să fiu în situația aia, mai ales atunci când vreau să candidez. De ce n-ai făcut-o în ultimii 4 ani, 3 ani, 2 ani? Da, din păcate demersurile DNA-ului împreună cu organele care ajută această Direcție Națională Anticorupție nu au fost întotdeauna chiar la țintă. În ultimul timp deja se vehicula că nu ești cineva dacă nu ești urmărit de DNA. Ei, nici chiar așa. Eu nu sunt de acord cu ideea aceasta. Deci, practic, nu mai sunt primari de municipii, de reședințe, de județi care să nu fie urmăriți pentru ceva de DNA. Și deja nu se mai știe care e urmărit de-a binelea și care e urmărit doar să fie urmărit și ca DNA să-și îmbunătățească această statistică. Pentru că ne putem întreba, dar asta ar constitui deja subiectul unei alte emisiuni, ce a făcut DNA-ul în ultimii 10 ani. De ce a apărut pe scena publică și politică doar în ultimele 24 de luni? Pentru că, din câte am înțeles, și în cazul lui Dobre, și în cazul lui Florea, e vorba de niște acțiuni din anii 2008-2009, parcă. 2011, 2007, 2011. Deci din 2007, de ce le-au trebuit 9 ani? Pentru că s-au schimbat anumiți procurori. Poate că, nu știu, o explicație probabil va veni. Sau cel puțin ar trebui să vină, pentru că suntem într-un moment preelectoral, în care un asemenea demers poate să aducă prejudicii de imagine. Sau poate, din contră, să-l ajute pe candidat să câștige. Undeva trebuie să apară și explicațiile acestea. Nu știu dacă Dorin Florea are nevoie de acest ajutor. Și l-am ascultat în ultimele minute și pe Roșăi Jombor, care pare a fi foarte optimist, însă eu aș fi puțin mai reținut decât dânsul. De ce? Din mai multe motive, unul dintre motive este cel pe care l-ați abordat și voi, luptele din cadrul UDMR-ului. Deci, nu numai luptele din cadrul celor trei partide maghiare, din sânul maghiarimii, ci și chiar din interiorul UDMR-ului. Lupte care au fost destul de aprige în ultimele zile, știi bine, au fost niște liste rescrise, lista rescrisă a fost rescrisă din nou, avem o a treia listă și oare cine ne va convinge că e cea finală? Roșu Jombor acum câteva minute a spus că nu se mai schimbă, e lista finală. Eu am să zic că e lista finală peste 6 zile când va ajunge la biroul electoral. Ai informații că se poate schimba din nou? Cine ar putea să o mai schimbe? Vine Kelemen Hunor să stabilească ierarhia la Târgu Mureș? Nu cred că vine Kelemen Hunor, însă au mai fost cazuri în care listele s-au schimbat chiar și cu ore înainte de predarea lor. Cum îți explici? Și chiar în UDMR. Cum îți explici, Ervin, că doi foști inamici, cei mai vehemenți contestatari ai pozițiilor lor, Peti Ondraș, care a preluat în 2013 UDMR Târgu Mureș, și Voș Levente, care se alegea într-o altă locație, președinte al unui grup de vreo 400 de membri de UDMR și contestatari, au ajuns acum să ceară demisia președintelui UDMR Mureș, cel care practic le-a dat posibilitatea, prin dizolvarea înainte a UDMR-ului condus de Benede Kijvan, posibilitatea să ajungă la butoane. Și nu numai că le-a dat această posibilitate, el a fost care i-a chemat la masa concilierii și a reușit să-i facă parteneri, nu zic. I-a făcut parteneri atât de buni încât exact, s-au pornit împotriva sa. Știi cum e zicala aceea cu facere de bine. Nu vreau să o continui. Deci totul s-a întors împotriva lui Broșoi. Cum e cu dușmanului meu e prietenul meu, practic. Nu?
Poate fi. Nu, deși la un moment dat s-a demonstrat că sunt de fapt dușmanii tăi. Nu pot răspunde la această întrebare cum de se poate, pentru că nu sunt politician, deci pentru mine e un lucru de neperceput. Eu nu mi-aș putea închipui în rândul prietenilor, în rândul cunoscuților mei, o asemenea ecuație. Că azi sunt dușmanul tău de moarte, vine cineva să ne împace și ne împacă atât de bine încât vrem să-l dăm afară. Dar se pare că în politică se poate orice. Și maghiarii din Târgu Mureș ce înțeleg din asta? Înțeleg mai nimic și cred că cei care înțeleg câte ceva vor răspunde printr-o absență destul de masivă de la cabinele de vot. Dar cei care au făcut listele inițiale spun că tocmai așa au vrut ei să răspundă politicienii, venind cu nume noi, oameni noi, cu ajutorul cărora să scoată maghiarimea din casă în 6 iunie. Venind cu niște liste noi față de ceea ce ai propus acum 4 ani, practic demonstrezi că atunci s-a greșit. Pentru că nu poți înnoi o listă doar după 4 ani în proporție de 80-90%. Înseamnă că acum 4 ani ai greșit, ai pus pe listă unul sau doi oameni competenți, hai să zicem și unul al treilea care a fost competent, dar nu vrea să mai continue această muncă, iar pe restul îi schimbi pentru că ți-ai dat seama că ar trebui aduși alții în locul lui sau în locul lor. Bun, e înnoirea cu sânge proaspăt a structurilor de partid. Bun, înnoire, dar nici chiar așa, pentru că orice partid trebuie să aibă o continuitate, mai ales dacă te-ai bătut 4 ani în piept, că vai ce bine ai reprezentat maghiarimea. Pentru că încă n-am auzit din sânul partidului, de la conducerea partidului, ca cineva să se plângă de cei 10 consilieri târgu mureșeni. Deci dar, nimeni nu i-a arătat cu degetul și totuși de ei sunt schimbați. Listele de acum 4 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, au fost girate tot de Broșoi Jombor, care nu era președinte atunci, dar girate. El hotăra cine și cum rămâne pe listă. Nu cred, pentru că UDMR-ul avea un alt președinte atunci. Absolut. Era Chelemen Otilă președintele, Broșoi Jombor era mâna lui dreaptă, din câte mi-aduc aminte. Și cel care a hotărât cine și cum rămâne pe listă. Chelemen nu s-a implicat în formarea listelor atunci. Nu cred că Broșoi ca președinte executiv se putea implica total, așa cum nici astăzi nu se poate implica ca președinte județean în lista Târgu Mureșeană. Probabil are și el un cuvânt de spus, însă nu cred că el ar fi cel care desemnează candidații și îi numerotează care pe ce loc să fie. În condițiile în care tu spui că maghiarii din Târgu Mureș s-ar putea să fie loviți de o lehamită și să nu iasă la vot, ce șanse dai listei UDMR să ajungă la numărul actual de consilieri locali? Sau unde crezi tu că se va trage linie după alegerile din iunie? La ce număr? Nu știu dacă UDMR-ul va atinge acest număr de 10. Acum 4 ani a atins numărul de 8, plus 2 persoane au ieșit din coș, cum se spune. Deci, practic, din prima lovitură au fost 8 oameni. La redistribuire s-au mai primit încă 2 posturi. În cazul în care Partidul Popular scoate un scor bun, deci un 5% i-ar conferi intrarea în Consiliu cu 2 consilieri. Atunci ar putea fi un 8 plus 2 sau 7 plus 2. Dar îi poți asimila așa UDMR-ului? 7 plus 2, 8 plus 2? Să ne gândim că vine și Partidul Oamenilor Liberi cu un maghiar pe poziția a doua, dacă nu greșesc, la Consiliul Local.
Da, partidul domnului Mașca, sunt sigur că va lua... Și atunci poți să-l duci pe Herman Marc Cristian la UDMR? Când el e atât de înverșunat împotriva UDMR-ului și a PPMT-ului? Sunt unele chestii în care n-o să-l poți asimila nici pe Herman Marc Cristian, nici pe potențialii consilieri ai Partidului Popular. Borobaș probabil va fi primul pe lista PPMT-ului. Nu știu dacă PPMT-ul va intra. Actualele sondaje indică faptul că Partidul Popular are PPMT șanse. Nu PCM, PPMT. Pardon, da. Deci are niște șanse. Mă rog, sunt niște chestii în care acești oameni sigur nu vor vota împreună cu colegii lor de la UDMR. Însă vor fi alte chestii de natură etnică în care sunt sigur că orice maghiar, indiferent din partea cărui partid intră în Consiliu, va vota la fel. Chiar și în condițiile în care există riscul ulterior de a fi revocat? Retragerea sprijinului politic și revocat, pentru că a intrat acolo să reprezinte Târgu Mureșenii, nu pe criteriu etnic. Mă refer aici strict la Marc Cristian. Eu mă gândeam la acel criteriu etnic care, și la acea problemă care se pare că e cea mai mare problemă din punct de vedere etnic, bilingvismul. Marc Herman Cristian e componentul unui partid românesc care și-a asumat acest bilingvism prin președintele și înființătorul partidului. E un partid local, nu neapărat partid românesc. Da. E un partid local. E un partid local. Care nu vrea să vorbească de etnii, vrea să vorbească de cetățeni, de oameni. Exact. De ce am subliniat aici? Că până la urmă s-ar putea în Consiliu să îi se spună candidatului lor, consilierului lor, temele acestea le... fentăm, le driblăm, trecem pe lângă ele pentru... Sunt foarte puține teme... Nu-i poți duce spre UDMR. Adi, sunt foarte puține teme etnice în Consiliu. Bine, sunt mult mai mediatizate și lumea pare să fie atentă la această mediatizare, să creadă că în acest Consiliu Târgu Mureșan e un război româno-maghiar. Majoritatea problemelor sunt de ordin social, urbanistic, 95%. Și crezi că vor rămâne așa dacă UDMR nu mai are 10 consilieri, ci va avea 5 sau 6 și restul sunt maghiari, dar care nu sprijină UDMR? Aici vreau să ajung până la urmă. Un asemenea scor slab pentru UDMR nu va duce la o... creșterea conflictualității pe criteriul etnic artificial în Consiliul Local de la Târgu Mureș? Nu știu. Nu știu. Că dacă sunt mai puțini, vor încerca să câștige sub o altă formă. Până acum, udemeriștii erau totuși la butoane. Dar oricum... Cu un viceprimar, cu 10 consilieri locali. Păi poți să ai 10 dacă pentru a avea majoritatea ai nevoie de 12. Deci atunci e practic tot una că ai 10 sau 9, pentru că trebuie să intri în coaliție cu unul dintre partidele românești. Când au plecat ultima dată de la ședință, n-a fost cvorum. Nu s-a mai ținut ședința. Da? Au fost să planteze pomi. Dacă plecau 3 luni la rând, se dizolva Consiliul. Da, veneau alți consilieri, da? În mod teoretic se dizolva Consiliul. Încă n-am văzut... Și legal. Încă n-am văzut în acest județ ca cineva să-și asume o asemenea răspundere. Niciun consilier nu e chiar atât de... Dar în Harghita am văzut. A condus Azienio 3 ani, parcă fără Consiliul local. A condus fără Consiliu. Cred că la noi toată lumea ține în așa mod de scaun încât nu-și permite așa ceva... Cred că ar fi un lux. Da, interesant. Mergem la Consiliul Județean. Acolo n-au ieșit la iveală conflictualități interne în UDMR, dar e o situație interesantă. L-a dus pe primarul din Sovata doar pentru a fi președintele Consiliului Județean. Dacă nu-l trimiți înapoi la el acasă, primar, dacă va ieși.
Și care e problema? Așa s-a întrebat și... Unde scrie că președintele... Așa s-a întrebat și Broșoi Jombor, dar adu-ți aminte de situația lui Gheorghe Frondo. A fost ales și a plecat. A fost ales consilier. Consilier local, nu? Și a plecat. A fost și ceva la europarlamentare, nu? Da, da, da. Și a plecat. Și a plecat. Eu cred că aici e puțin altceva. Deci, Peter Ferenc vine să fie președinte de Consiliu. S-ar putea să reușească, s-ar putea să nu reușească. Dacă reușește, rămâne. Nu e nicio problemă dacă președintele Consiliului nu e un rezident al orașului Târgu Mureș, ci vine din provincie. Vine cu un CV destul de bogat, a fost un primar destul de apreciat sau chiar foarte apreciat la Sovata, are și el vreo 3 mandate sau chiar 4, nu mai țin minte. Dacă nu câștigă această luptă internă din Consiliu, atunci merge înapoi la Sovata ca primar. Deci el nu vine doar de dragul de a fi în Consiliu unul dintre cei 30 și nu știu câți consilieri. Constituirea Consiliului Local din Sovata și validarea mandatului se vor produce după validarea și constituirea Consiliului Județean și alegerea președintelui. Pentru că și aici poate să apară un moment de sincopă. Negociem, dar tu între timp trebuie să alegi. Te duci la Sovata sau rămâi aici? Deci, practic, el pornește în alegeri pe două liste. Consiliul Județean și orașul Sovata. În orașul Sovata se știe că deja la închiderea urnelor se știe cine e primar. Nu are concurență, practic el va fi primarul orașului Sovata. În Consiliul Județean, la închiderea urnelor, se știe din fiecare partid cam câți au intrat, el fiind numărul 1 sau numărul 2 pe listă. Numărul 2, pentru că numărul 1 este Știe dacă are șanse la negociere. El intră oricum, indiferent dacă vor intra 10, 12 sau 14 udemeriști. Deci, în primul rând, el e primarul Sovata, din Sovata. În al doilea rând, peste o săptămână, două sau trei, când se constituie noul Consiliu, va afla răspunsul. Dacă va fi. Ok. Și am lăsat anume pentru finalul emisiunii situația lui Portic Vilmoș. A primit foarte multe felicitări în mediul virtual, pe Facebook în speță, pentru că a refuzat propunerea făcută de UDMR de a fi locul 2 pe listă. Știu, tu ai zis că abia peste 6 zile vom vedea lista finală, dar cel puțin în momentul de față, Portic a plecat de la conducerea PPMT, e blamat acolo că a avut o înțelegere cu Broșoi, dar nu acceptă propunerea venită din partea UDMR sau din partea PCM via UDMR de a fi al doilea pe listă la Consiliul Local din partea UDMR Târgu Mureș. E un gest de onoare, e o neînțelegere a politicii din partea lui Portic. Cum o interpretezi tu? Cred că problema e puțin mai nuanțată. Deci hai să vorbim în ordine cronologică. El a renunțat la șefia partidului. A fost forțat să renunțe. În urma unei ședințe cu năbădăi. De proprii lui colegi Absolut. Șefi. Nu știu. Sursele mele așa spun. Actualii conducători ai Partidului Popular spun că ei au aflat de pe Facebook că Portic renunță. Deci Portic nu și-a dat demisia în scris, n-a intrat la sediu, n-a dat ochii cu nimeni. Așa spun, susțin actualii șefi ai partidului. Am încercat să aflu chestia asta de la el, personal de la Portic, mi-a zis, n-are timp să mă uit ce scrie pe Facebook. Da, dar momentul Facebook comparat cu seara când au avut disputele și amenințările din partid, că te vom debarca, deci a plecat. Așa este, așa spun ceilalți. El a plecat dimineața, dar seara a avut loc ședința. Nu știu, pentru mine acestea sunt speculații. Eu vroiam să aflu direct de la sursă, de asta l-am sunat pe el ca ziarist și am primit acest răspuns destul de ciudat. Nu am timp să dau declarații pentru că acum îmi scriu declarația pe Facebook.
Mă rog, asta spun și, și reprezentanții de acolo partidului, a plecat că să... și cu ei comunică prin Facebook. De acolo, de la județ, a plecat să organizeze PPMT Târgu Mureș. Da? Eu vorbesc de demisia lui de la Târgu Mureș. De la Târgu Mureș. Nu, eu vorbeam de cea de la județ. Da. De acolo a fost forțat să plece și a venit fel, la Târgu Mureș. Într-un fel, da, și a spus că el vrea să se ocupe doar de orașul Târgu da. Mureș. Și acum refuză să fie pe lista UDMR, deși a girat prealegerile în maghiarime, deși a avut un rezultat considerat foarte bun de colegii săi. Da, dar încă o dată îți repet, eu nu vreau să vorbesc în locul lui, nu am informații de la sursă, chiar dacă am încercat să mă documentez, răspunsul lui a fost, uită-te pe Facebook. Acela în legătură cu demisia. Acela în legătură, în legătură cu intrarea în alegeri. Cu demisia, da. E un gest de onoare că nu acceptă să intre pe lista UDMR sau țintește mai sus, pentru că vin parlamentarele în toamnă. Sau în iarnă chiar. Din câte știu, că m-am uitat pe Facebook după ce am fost redirecționat, el și-a dat demisia din orice funcție din partid. Nu știu dacă el se va regăsi pe lista unui alt partid în toamnă, se va întoarce la partidul mamă, va fi independent, habar n-am, nici nu știu, încerc să urmăresc zilnic ceea ce scrie pe Facebook și să observ de acolo, să-i ghicesc intențiile. Mulțumesc pentru analiza ta, Sucher Ervin, mulțumesc pentru că ai fost în fața telespectatorilor noștri în această după-amiază, în încercarea de a afla mai multe din interiorul comunității maghiare prin intermediul unui jurnalist de limba maghiară. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc tare mult. Stimați telespectatori, punem punct aici ediției noastre de astăzi. Ne revedem vineri. Până atunci, numai bine.